Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Încep știrile orei 8, ziua în care românii își aleg președintele, iar unul dintre cei doi candidați în turul al doilea, Viorica Dăncilă, a ajuns deja la liceul Sfântul Sava din capitală. O vedem și noi în imagini, finalistă în turul al doilea. La alegerile prezidențiale, așadar, fostul premier a sosit la liceul Sfântul Sava din capitală, a intrat deja în cabina de vot, după cum putem vedea în imagini. De altfel, multe dintre figurile politice sunt programate să își exercite dreptul la vot în prima parte a zilei. Se votează în același loc ca și în turul al ca și în primul tur, pentru că, potrivit legii, turul al doilea de scrutin are loc în aceleași secții de votare și circumscripții electorale și pe baza acelorași liste de alegători de la primul tur. Urmărim așadar în imagini pe Viorica Dăncilă, ajunsă la secția de votare, unde procedurile sunt clare. În fereastră îl vedem de asemenea și pe actualul premier, ajuns la o școală din Ilfov, Ludovic Orban, își exercită și el dreptul constituțional. La liceul Sfântul Sava, Viorica Dăncilă a venit ca și în primul tur alături de soțul său și de Lia Olguța Vasilescu. Și premierul, vedem că urmează aceleași proceduri premergătoare votului, este pe cale să primească buletinul de vot pentru a merge să își exercite dreptul constituțional. Iată și premierul așteaptă la rând împreună cu Lia Olguța Vasilescu. Schimbă câteva amabilități domniilor în secția de votare. A fost matinală ca și în primul tur Viorica Dăncilă. Votează în această dimineață la liceul Sfântul Sava din capitală. De altfel, multe dintre figurile politice sunt programate să voteze încă de dimineață. L-am văzut deja pe ministrul de interne în ora precedentă. A votat la liceul Jean Monnet din capitală. În următoarea oră este așteptată și președintele României, Klaus Iohannis, care va vota la liceul Jean Monnet. Vedem așadar că premierul își așteaptă rândul la vot. Lucrurile merg ceva mai repede la secția de votare, unde s-a prezentat Ludovic Orban. Deja vedem că acesta salută membrii comisiei din secția de votare. Ludovic Orban a votat ca și în primul tur la o secție din localitatea Dobroiești. Lucru pe care se pregătește să îl facă și premierul la Sfântul Sava în capitală. Vedem și Lia Olguța Vasilescu a intrat în cabina de vot. Da, așadar, doamnelor și domnilor, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale îi urmărim astăzi pe Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Scrutinul va fi câștigat, desigur, de candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi valabile exprimate. Votul pentru românii din diaspora a început de vineri, iar aceștia au avut la dispoziție 3 zile pentru a-și exprima opțiunea. La aceste alegeri s-a putut vota, de asemenea, și prin corespondență. Vedem în continuare premierul, fostul premier Viorica Dăncilă, actualul candidat la alegerile prezidențiale. Sunt discuții acolo în secția de vot. Jurnaliștii se pregătesc pentru declarații. Până la ora 8 votaseră în jur de 200.000 de oameni. Urmărim declarațiile. Viorica Dăncilă. Am votat pentru o Românie care să meargă înainte, nu înapoi, spre vremuri în care nu aveam drepturi, nu aveam libertăți, pentru că toată puterea era în mâinile unui singur om. Am votat pentru un mandat la Cotroceni în care să vedem mai multă implicare, mai multă muncă, mai mult respect și devotament pentru poporul român și pentru interesele noastre naționale. Am votat cu inima și din inimă pentru România și pentru România. La fel ca data trecută, foarte matinală, doamna Dăncilă. Cine se scoală de dimineață ajunge departe, nu? Nu eu hotărăsc, românii hotărăsc,
dar eu am încredere în români. Unde, și cred unde că vă veți petrece restul zilei? La sediul de partid. Cât de important este votul de astăzi pentru români? Foarte important, pentru că votul de astăzi poate creiona un alt viitor pentru România. Normal. Am votat pentru o Românie democratică, respectată în lume, pentru o Românie în care fiecare român să aibă șansa să reușească în viață, să ducă o viață normală, firească, și de asemenea am votat pentru o Românie care să se dezvolte, o Românie în care instituțiile statului să servească cetățeanul, în care legea e lege pentru toți, o Românie care să fie casa fiecărui român, atât de primitoare încât să-i facă și pe cei din diaspora să se întoarcă acasă. Pentru cei indecis, ce mesaj aveți? Am un mesaj pentru români, să își exercite dreptul de vot. Este un drept fundamental. Atunci când sunt alegeri, românii au posibilitatea de a decide în ce direcție se îndreaptă țara. Trebuie să-și folosească acest drept fundamental, pentru că depinde de fiecare român soarta României. Și chiar dacă unii consideră că un vot reprezintă mult prea puțin, eu le spun că pic cu pic se face marea, vot cu vot, România poate fi readusă pe drumul cel drept. Aveți emoții pentru rezultatele de astăzi? Totdeauna la alegere ai emoții, pentru că oamenii își exercită voința așa cum este. Nu am emoții în privința victoriei candidatului pe care îl sprijin, ci doar în privința scorului, și sper să fie un scor cât mai categoric, astfel încât voința românilor pentru o Românie normală, o Românie dezvoltată, o Românie respectată în lume să fie cât mai clară și cât mai puternic exprimată cu ocazia celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. De aici mergeți la sediul PNL? Acolo vă petreceți ziua? Voi merge la sediul Ministerului de Interne, unde voi evalua situația împreună cu tot comitetul care se ocupă de coordonarea alegerilor. De asemenea, mă voi deplasa la Ministerul de Externe pentru a analiza împreună cu echipa de la minister care se ocupă de coordonarea alegerilor în diasporă, și evident, după aceea mă voi duce și la sediul PNL. Cum vedeți votul din diaspora până la acest moment? Spectaculos. Îi felicit. Mă bucur enorm că există o prezență atât de mare la vot, și asta îmi dă speranțe, pentru că exprimarea dreptului de vot de către românii care sunt în diaspora, în alte țări, care și-au căutat norocul în altă parte, îmi arată și un interes major pentru soarta țării, și asta îmi arată că există o dorință mare de întoarcere în România din partea foarte multor români care sunt astăzi în diaspora. Vă așteptați la o prezență mai mare față de turul 2? Turul 2? Am fost întrebat și în urmă cu 10 zile și în urmă cu 7 zile și am spus că mizez pe o prezență mai mare în turul 2 decât în turul 1. Astăzi, în ziua alegerilor, la ce scor vă așteptați? Am dat pronosticul, nu vă zic astăzi în ziua alegerilor. M-am spus că obiectivul nostru este să luăm peste 65%. Mulțumim! Mulțumim! O zi frumoasă! Politicienii s-au trezit de dimineață așadar pentru a-și exprima opțiunile de vot, dar și pentru a îndemna românii să iasă la urne. L-am urmărit și noi la declarații pe premierul Ludovic Orban, care a votat în Ilfov, dar și ceva mai devreme am văzut-o pe Viorica Dăncilă, unul dintre cei doi candidați în cursa pentru alegerile prezidențiale, care a venit la urne la liceul Sfântul Sava din capitală. Mesaje optimiste, așadar, din partea liderilor politici. Așadar, doamnelor și domnilor, România își alege astăzi președintele. Peste 18 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne să îl aleagă pe cel care va conduce țara în următorii 5 ani.
La o oră de la deschiderea urnelor votaseră aproape 200.000 de români. În cursa pentru Palatul Cotroceni au rămas doi candidați, actualul președinte Klaus Iohannis și fostul premier Viorica Dăncilă. Timp de două săptămâni, Iohannis și Dăncilă au mers în țară unde s-au întâlnit cu românii, au organizat separat dezbateri și s-au întrecut în promisiuni pentru a strânge cât mai multe voturi. Acum, puterea e în mâinile românilor. Secțiile de vot s-au deschis, iar buna desfășurare a scrutinului este asigurată de 58.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Cine sunt primii alegători care s-au trezit dis de dimineață pentru a merge la vot, ne va spune în câteva momente colega mea, Gabriela Mihai. Ea se află la o secție din București, unde va ajunge în aproximativ o oră Klaus Iohannis, dar și fostul șef de stat Traian Băsescu. Mergem apoi la sediul Biroului Electoral Central. Primele date privind prezența la vot vor fi anunțate la ora 9:30. Despre primele estimări ne va vorbi Emma Stoica. Peste 200.000 de oameni au votat deja până la ora 8. Primele date oficiale privind prezența vor fi anunțate de Biroul Electoral Central la ora 9:30. Dacă au fost semnalate nereguli la BEC, ne spune colega mea Emma Stoica. Bună dimineața, Emma! Ești în direct! Bun găsit! Până în acest moment nu au fost semnalizate nereguli aici la Biroul Electoral Central, însă vedem o prezență crescută la vot, la fel cum a fost și în primul tur la această oră. Dacă ne uităm pe cifre, sunt aproape identice. Vedem că până în acest moment au votat 287.000 de români. Mai face declarații Ludovic Orban. Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, unde când am ajuns la putere nu mai exista aproape niciun leu. Și mai sunt de asemenea niște alocări care trebuie realizate către obiective de investiții în curs de derulare la Ministerul Transporturilor și la alte ministere. În privința salariului minim, cum ai stat cu... Marți avem, ceea ce știu, marți la ora 10, avem prima întrunire a Consiliului Tripartit. Și acolo ne dorim să ajungem cât mai repede la o înțelegere, astfel încât să putem emite hotărârea de guvern. Probabil nu săptămâna asta o să emitem, ci săptămâna care urmează, ci săptămâna cealaltă. Astfel încât mediul de afaceri și angajații să știe foarte clar cu cât va crește salariul minim. 1, Dobroiești, Ilfov, declarații și la ieșirea de la vot din partea prim-ministrului Ludovic Orban. Spuneam așadar, doamnelor și domnilor, că peste 200.000 de oameni votaseră deja până la ora 8 și că primele estimări le așteptăm în jurul orei 9:30. Dacă au fost semnalate nereguli la BEC, ne spune colega mea Emma Stoica. Emma, te-am întrerupt. Revenim la tine, te rog să-ți continui ideea. Într-adevăr, până la acest moment, dacă ne uităm pe site-ul Biroului Electoral Central, acolo unde apar datele oficiale în timp real, vedem că au votat 296.000 de români în țară, ceea ce înseamnă 1,62% dintre cei care au drept de vot. Ne uităm și pe orașele care au prezență crescută în momentul acesta. În top se află Ilfov, Constanța și Dâmbovița. De asemenea, avem și județele în care s-a votat mai puțin până în acest moment. Avem Bistrița, Năsăud, Covasna și Harghita. Putem să comparăm puțin cu primul tur, acolo unde prezența la vot a fost aproximativ aceeași ca astăzi, la această oră, și vă reamintesc că faptul că urnele vor fi secțiile de votare vor fi deschise până la ora 21, însă dacă oamenii se vor afla în secția de votare sau la coadă, aceștia vor putea să intre la vot până la ora 23:59. Mergem puțin și în diaspora, acolo unde vedem că cifrele arată o prezență crescută la vot. Aproximativ 400.000 de români au votat până în acest moment, cu aproximativ 100.000 de români mai mult decât în primul tur, și-au exprimat votul la secțiile de votare din străinătate. Cine poate să voteze la această secție? Ei bine, atât românii care au reședința și se află în străinătate, dar și turiștii care nu se află în țară. Totodată vă reamintesc că faptul că puteți să votați la oricare altă secție dacă nu vă aflați în localitatea în care sunteți arodați. Vom veni cu mai multe detalii de aici, de la Biroul Electoral Central, unde cifrele apar în timp real. Puteți să urmăriți de asemenea pe site-ul oficial, acolo unde puteți să vedeți prezența la vot.
Mulțumim, Emma. Așadar, peste 18 milioane de români sunt așteptați astăzi la vot, iar urnele s-au deschis de la ora 7. Ce spun primii alegători, ne relatează colega mea Gabi Mihai, care este la liceul Jean Monnet din capitală. Acolo, de altfel, sunt așteptați actualul președinte al României, Klaus Iohannis, dar și fostul șef de stat, Traian Băsescu. Gabriela, bună dimineața! Bun găsit! Primul care a ajuns aici la secția de votare din liceul Jean Monnet este ministrul afacerilor interne, Marcel Vela. De altfel, acesta, după ce și-a exercitat dreptul la vot, a făcut și scurte declarații de presă în care a menționat despre... Declarații la MEAI, Gabriela, te întrerup, Monica Dașboc, mergem să o ascultăm. Marcel Vela a cerut implicare maximă și operativitate în soluționarea tuturor situațiilor care sunt în competența structurilor Ministerului Afacerilor Interne, având în vedere experiența primului tur al alegerilor prezidențiale. Astăzi, la nivel național, este mobilizat un dispozitiv de peste 39.000 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră, pompieri și lucrători de la alte structuri operative ale Ministerului. 20.000 de angajați ai MEAI răspund de paza și protecția secțiilor de votare. 3.600 de specialiști vor verifica și soluționa sesizările privind incidentele electorale, iar restul efectivelor mobilizate astăzi vor asigura ordinea publică la nivel național. În afara dispozitivului angrenat în misiunile de astăzi, peste 17.000 de angajați ai MEAI au asigurat paza celor 18.748 de secții de vot din țară, începând de ieri de la ora 18 și până în această dimineață, când le-au predat președinților birourilor electorale ale secțiilor de vot. În legătură cu incidentul de astăzi, multe persoane aflate în stare de ebrietate au intrat în curtea grădiniței din localitatea Drăgăneasa, unde este amplasată secția de votare, și au manifestat acte de violență împotriva polițistului aflat în serviciu de pază. A fost nevoie de folosirea armamentului, iar unul dintre agresori, cel care se manifesta și cel mai violent, a fost rănit și transportat la spital. În prezent se află în afara oricărui pericol. Menționez că în sprijinul polițistului, care a procedat conform legii, a intervenit o grupă din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Prahova, care a rămas în dispozitiv și pe parcursul nopții. Toți agresorii au fost identificați, iar cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Câmpina. Procurorul a dispus începerea urmăririi penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice față de doi suspecți, printre care și cel rănit, urmând ca în cursul zilei de astăzi să extindă cercetările și sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ultraj și atac asupra secției de vot. Suspectul rănit se află sub pază la spital, iar celălalt este reținut. Totodată se continuă cercetările și cu privire la alte 7 persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. La nivel național, procesul de vot a început fără probleme deosebite. Președintele Biroului Electoral al secției de votare este obligat să ia toate măsurile necesare, inclusiv măsurile de ordine publică, pentru ca alegerile să decurgă în cele mai bune condiții. Persoana care refuză să respecte dispozițiile președintelui secției de votare cu privire la menținerea ordinii va primi o amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei. Atribuțiile președintelui secției de vot se întind și în afara localului de votare, în curte, în jurul localului de vot, precum și pe străzi și în piețe publice, până la o distanță de 500 de metri. Pentru menținerea ordinii, președintele secției poate apela la reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. La scrutinul de astăzi pot vota cetățenii români care au vârsta de cel puțin 18 ani. 536 de tineri au împlinit chiar astăzi această vârstă. Nu au drept de vot debilii sau alienații mental puși sub interdicție și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România, care se află în țară, pot vota în baza unuia dintre următoarele acte de identitate. Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar. Cetățenii care votează în străinătate sau care votează în România, dar au domiciliul în străinătate, pot vota cu pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar și pașaportul simplu electronic. Pentru
pentru a veni în sprijinul cetățenilor care doresc să voteze, dar nu dețin acte de identitate valabile, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date a recomandat serviciilor județene și direcției din București să lucreze cu publicul și astăzi până la ora 21. Alegătorii care se află în țară pot vota la secția de votare la care sunt arondați în funcție de localitatea sau strada pe care au domiciliu. Cetățenii care însă la momentul votului nu se află în localitatea unde au reședința sau domiciliu pot vota la orice secție de votare din localitatea unde se află. Membrii biroului electoral al secției de votare, operatorii de calculator și efectivele care asigură menținerea ordinii pot vota la secția de votare unde își desfășoară activitatea, iar persoanele care au mobilitate redusă pot vota la orice secție de votare care le asigură accesul la vot. Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, precum și persoanele aflate în arest la domiciliu, reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau aflate în executarea unei pedepse privative de libertate, dar nu și-au pierdut drepturile electorale, pot vota prin intermediul urnei speciale, cu condiția să fi depus cerere în acest sens în termen legal. 648 de persoane aflate în centrele de reținere și arest preventiv ale Poliției Române au formulat cerere pentru a vota astăzi. Doresc să vă reamintesc acum sancțiunile pentru cele mai frecvente contravenții și infracțiuni electorale. Continuarea propagandei electorale, precum și sfătuirea alegătorilor la sediul secției de votare să voteze sau să nu voteze un anumit candidat, se sancționează cu o amendă cuprinsă între 1.500 și 4.500 de lei. Aceeași amendă se aplică persoanelor care comercializează sau consumă băuturi alcoolice în spațiul de protecție al secției de votare între orele 7 și 21. Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Atacul prin orice mijloace asupra localului secției de vot se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și împiedicarea exercitării unor drepturi. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze cu un anumit candidat, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Persoana care votează de 2 sau de mai multe ori, votează fără a avea acest drept sau prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau unui buletin de vot fals. Așa cum știți, și la aceste alegeri se folosește sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a solicitat angajaților MEAI să se implice cu seriozitate și profesionalism în gestionarea misiunilor de astăzi, cu atenție maximă în soluționarea sesizărilor privind posibile contravenții sau infracțiuni electorale. Așa cum am procedat și la primul tur al alegerilor prezidențiale, pe parcursul întregii zile vă vom ține la curent cu misiunile desfășurate de structurile MEAI, iar jurnaliștii interesați vor avea acces în Centrul Național de Conducere Integrată al MEAI, acolo unde se centralizează toate informațiile privind posibilele incidente electorale. Următoarea declarație de presă va avea loc la ora 11:30. Mulțumesc! Pentru al doilea tur al alegerilor prezidențiale, Monica Dașbog a anunțat 39.000 de polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră mobilizați în teren și 20.000 de persoane care asigură paza în secțiile de votare. A vorbit doamna Dașbog și despre incidentul cu focuri de armă petrecut aseară în incinta unei grădinițe. Despre acest eveniment a vorbit de altfel de dimineață și Marcel Vela, care a atras atenția că polițiștii au dispoziția să riposteze. Vă reamintesc că conflictul de aseară a pornit de la un bărbat aflat sub influența băuturilor alcoolice. El a cerut polițistului care păzea secția să-l lase să voteze. Când a fost refuzat, individul și-a chemat mai mulți prieteni și a revenit la secția de votare ca să-i dea o lecție agentului. Polițistul a folosit arma din dotare și a reușit să-l împuște pe unul dintre ei în picior. Agresorii au fost prinși și duși la audieri. Thank you.
Deși votul în România la alegerile prezidențiale a început în această dimineață la ora 7, un bărbat beat a venit sâmbătă seară la secția de votare 523 din Drăgăneasca și a cerut să voteze. Polițistul care păzea secția l-a refuzat pe alegător și l-a trimis acasă. Înfuriat, bărbatul și-a chemat mai mulți prieteni și a revenit la secția de votare ca să se răzbune pe polițist. Scandalagii au intrat peste agent în secție. Când acesta a avertizat că va folosi pistolul din dotare, ei l-au ignorat și s-au năpustit asupra lui. Când polițistul l-a împușcat în picior pe unul dintre indivizi, atacatorii s-au speriat și au fugit. Agentul a ieșit și a mai tras câteva focuri, spun martorii. Aș dori să vă puneți în locul unui om, unui polițist, singur, într-o comună, într-un sat îndepărtat, atacat de 5 indivizi înarmați. A fost lovit ușor, s-a luptat, a reușit să se descurce într-o situație critică, a executat și focurile de avertisment, a procedat conform legii și, în final, pentru a liniști agresivitatea acelor indivizi, unul dintre ei a fost împușcat în picior. Nu este posibil ca într-o țară normală, infractori, interlopi, oameni violenți să atace polițiști. Scandalagii au fost prinși la scurt timp și duși la audieri la o secție de poliție din Câmpina. Bărbatul împușcat în picior, un tânăr de 30 de ani, a fost spitalizat și este în afara oricărui pericol. Urnele s-au deschis la ora 7, iar politicienii au venit să voteze dis de dimineață. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a fost primul care a votat la liceul Jean Monnet din capitală. Alte personalități politice aflate în străinătate au votat încă de ieri. Europarlamentarul Rareș Bogdan și-a exercitat dreptul constituțional la Madrid, iar Eugen Tomac la o secție din Serbia. Astăzi este bine să votăm pentru normalitate, pentru o țară normală și în special am votat pentru nepoțica mea și pentru un viitor normal, ca să trăiască într-o țară normală. Marcel Vela, ministrul de interne, a venit dis de dimineață la vot. Ministrul a votat la liceul Jean Monnet din capitală. Vela a vorbit și despre primele incidente de la secțiile de votare. Așadar, atenționez pe cei care se vor ocupa sau îndrăznesc să facă astăzi turism electoral sau să corupă alegătorii, că suntem pregătiți să anihilăm orice gest care încalcă legea. Până azi dimineață am înregistrat doar 31 de accidente, ceea ce ne dă o perspectivă pozitivă. Nu suntem într-un număr foarte mare și cred că vom gestiona până la sfârșitul zilei orice eveniment care apare. Mihai era cel care... Mă bucur foarte, foarte mult să fim aici în mijlocul unei dintre cele mai mari comunități de români din diaspora. Diaspora, din nou, ne dovedește că îi pasă de România. Din nou dă un exemplu de civism, așa cum a făcut-o în urmă cu 5 ani, când s-a votat atât de greu, așa cum a făcut-o la alegerile europarlamentare, așa cum a făcut-o în primul tur, când a votat aproape 700.000. Cred că de data asta, numărul celor care vor vota, după cum a decurs votul ieri, și până la această oră astăzi, va depăși 686.000 câți au votat în primul tur. Peste 380.000 au ieșit la vot în a doua zi a alegerilor prezidențiale. Printre ei s-au aflat și politicieni cunoscuți. Astfel, la Madrid au votat undeva după ora 14 europarlamentarul Rareș Bogdan și Robert Sighiartău. Am venit aici în Madrid din solidaritate pentru românii care au votat de-a lungul timpului și au parcurs zeci de kilometri, chiar sute, să voteze pentru un viitor mai bun în țara lor. Am votat cu speranța că tinerii își pot croi un viitor acolo, acasă, în România. Cei doi și-au exprimat aprecierea pentru cei din diaspora care s-au mobilizat exemplar la vot. Tot în străinătate a votat și europarlamentarul Eugen Tomac. Politicianul a votat la o secție de vot din Serbia. Așa, și trebuie să îl pun în...
Am ales să fiu alături de comunitatea românească din Valea Timocului, invitat fiind la un eveniment, dar și pentru a atrage atenția asupra obligației pe care o avem de a nu-i abandona pe românii de aici. România este model în ceea ce privește respectarea drepturilor minorităților, iar președintele trebuie să se asigure ca și românii să aibă parte de același tratament în alte state, a transmis europarlamentarul pe pagina sa de socializare. Printre primii care s-au prezentat la vot a fost și Florentin Buică, șeful Autorității Electorale Permanente. Potrivit lui Buică, prezența în diaspora a fost mai mare față de primul tur și până acum nu s-au înregistrat incidente semnificative. Prezența comparativ cu primul tur este crescută, era de așteptat ca prezența să fie crescută pentru că oamenii au văzut că lucrurile se desfășoară repede, normal și atunci au avut determinarea să participe la procesul de votare știind că nu vor mai aștepta sau nu vor mai suferi ca la închiderea votării să nu poată să voteze. S-a luat în calcul potrivit legii prelungirea, 23-59 este cel mai înaintat termen pentru care legea spune că se poate exercita dreptul de vot pentru persoanele care se află în afara secției de votare la momentul închiderii ora 21 a procesului electoral. Din nou în direct, românii sunt chemați astăzi să aleagă viitorul președinte al țării. Pot să voteze la cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale cetățenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care devin astăzi majori cu domiciliul în țară sau în străinătate, dar și cetățenii statelor Uniunii Europene care stau cu acte în România. Aneta Sângiorzan ne explică pas cu pas cum trebuie să votăm. Toate secțiile de votare sunt deschise până la ora 21. În cazul în care, în ziua scrutinului, vă aflați în localitatea de domiciliu, trebuie să știți că puteți vota doar la secția unde vă aflați pe listele permanente. În caz contrar, puteți merge la orice altă secție și să votați pe listele suplimentare. Haideți să mergem la vot! Pentru exercitarea dreptului electoral avem nevoie doar de cartea de identitate, pe care, la intrare în secția de votare, o înmânăm membrului comisiei. Acesta scanează documentul într-un dispozitiv special care transmite în timp real datele către biroul electoral central, instituție care validează votul nostru, după care ne înmânează ștampila și buletinul de vot. A sosit momentul să ne exercităm dreptul constituțional. Haideți să votăm! După ce am pus ștampila pe unul dintre cei doi candidați, mă îndrept către urnă, unde introduc buletinul de vot, iar mai apoi mă îndrept către membrul comisiei, căruia îi restitui ștampila. Primesc la schimb cartea de identitate, care trebuie să aibă pe spate autocolantul votat. Acesta a fost procesul electoral. Nu uitați, votul este strict secret, iar opțiunea electorală a fiecăruia dintre noi contează. Mobilizare fără precedent a românilor din diaspora. Aseară, până la închiderea urnelor, votaseră peste 380.000 de români. Până acum am avut parte de o prezență istorică. În cele două zile s-a depășit cu un sfert numărul celor care au votat în străinătate în primul tur al alegerilor prezidențiale. Cele mai mari prezențe se înregistrează în Marea Britanie, Italia și Germania. Prezența în diaspora continuă să fie mai mare decât la primul tur, atunci când s-a înregistrat un nou record în istoria alegerilor postdecembriste. După ce vineri peste 100.000 de oameni au votat, numărul s-a dublat în a doua zi de vot. În momentul în care urnele de vot au fost închise, peste 380.000 de români își exprimaseră dreptul de vot. Italia, Marea Britanie și Germania rămân țările de unde vin cele mai multe voturi ale românilor. Potrivit ultimelor date de la Biroul Electoral Central, Marea Britanie ocupă locul întâi cu peste 70.000 de votanți, urmată de Italia cu peste 69.000 de români. Locul 3 este ocupat de Germania. Aici, peste 56.000 de români s-au prezentat la urne. Vot masiv a fost și în Spania, unde se află o mare comunitate de români. Aici au fost înregistrate peste 53.000 de voturi. În Republica Moldova, unde au fost deschise 37 de secții de votare, au venit la urne aproape 18.000 de români. Mobilizare a fost și în Franța, unde până la închiderea urnelor de votare s-au prezentat peste 16.000 de români cu drept de vot. O prezență mai mică s-a înregistrat în Australia. Aici au votat puțin peste 800 de români. Urmată de Africa de Sud, unde au votat 90 de români, și Coreea de Sud cu puțin peste 40 de români.
La secțiile de vot din străinătate au avut loc momente inedite. În Bristol, oficialii au imitat celebrul val de pe stadioanele din Mexic. Ambasada României a anunțat că a deschis noi secții pentru a-i primi pe românii dornici să își aleagă președintele. Pentru alegeri prezidențiale 2019, în diaspora au fost organizate 835 de secții de votare. Românii aflați peste hotare au avut la dispoziție 3 zile în care au putut să-și exprime dreptul de vot. O premieră în acest sens. Autoritățile au luat această decizie după ce la alegerile europarlamentare din acest an s-au format cozi uriașe, iar unii dintre români nu au ajuns să voteze. Entuziasm fără margini pentru românii care votează în Marea Britanie. Imagini inedite vin dintr-o secție de votare din Londra. Câțiva români au încins o horă în jurul unei urne. La o altă secție de votare, o tânără i-a impresionat pe cei prezenți cu o melodie patriotică. Imaginele zilei pentru votul din diaspora au venit de la Londra. Câțiva dintre cei care au pus ștampila pe buletinele de vot în turul al doilea al alegerilor prezidențiale au încins o horă în secția de votare care a fost organizată într-o sală de sport. În difuzoare răsuna o piesă populară moldovenească, așa că românii au încins hora. Unii jucau, alții filmau, iar clipul a fost publicat pe Facebook. Scenele incredibile au avut loc în secția 551 din Harrow, din Londra, în Regatul Unit. Conform cifrelor BEC, până la orele amiezii, în acea secție au votat peste 700 de români. La o altă secție de votare, o tânără i-a impresionat pe toți cei prezenți cu o doină. Clipul a fost publicat pe rețelele de socializare și a primit sute de mesaje din partea admiratorilor în doar câteva minute. Cei care încearcă să fraudeze votul riscă închisoare de la 6 luni la 3 ani. După gratii ar putea ajunge și cei care încearcă să ofere bani sau alte bunuri pentru a-i determina pe alegători să-și exercite votul pentru un anumit candidat. Pentru a preveni eventualele infracțiuni electorale, Ministerul Afacerilor Interne a luat măsuri speciale în ziua desfășurării scrutinului. Procesul de votare se încheie la ora 21. Pentru a evita orice fel de incidente, în ziua alegerilor este bine să știți că trebuie să respectați o serie de reguli. De exemplu, conform legii, atât în secția de votare cât și în împrejurimi, până la o distanță de 500 de metri, cel care se ocupă de măsurile de organizare și are grijă ca toată activitatea să se desfășoare în condiții bune este președintele biroului electoral al secției de votare, iar sancțiunile sunt din ce în ce mai drastice pentru cei care încearcă să fraudeze votul. Introducerea în urnă a mai multor buletine sau votarea fără a avea acest drept se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Aceeași pedeapsă o riscă și cei care oferă bani, bunuri sau alte foloase în scopul determinării alegătorului de a pune sau nu ștampila pe un anumit candidat. Drept de vot au toate persoanele care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care devin majori în ziua scrutinului. Pentru a veni în ajutorul celor care nu au carte de identitate, birourile de evidență a populației sunt deschise chiar și în ziua votării. Închisoare de la 3 luni la 2 ani pentru încredințarea urnei speciale altor persoane. Închisoare de la 6 luni la 3 ani pentru votul multiplu. Închisoare de la 6 luni la 3 ani pentru darea de bunuri cu scopul de a vota un anumit candidat. Închisoare de la 2 ani la 7 ani pentru atacul secției de votare. Dezbaterile care ne-au cam lipsit la prezidențiale sunt țarea și piperul fiecărui scrutin. Încă de la primele alegeri libere de după căderea regimului ceaușist, televiziunile au înregistrat culmea mețitoare de audiență când a venit vorba de o înfruntare între cei doi posibili viitori șefi de stat. Vă prezentăm în materialul următor cele mai memorabile ciocniri electorale. Nici mie nu-mi place domnul Vântu, așa cum se pare că nu vă mai place nici dumneavoastră. Nici azi noapte nu v-a plăcut? Și... în condițiile în domnul care... Gioană, vă rog, nu v-a plăcut întâlnirea cu domnul Vântu? Dar în condițiile azi acestea... când a aflat că i-a arestat domnul Popa Nicolae, cel cu FNI-ul, nu v-a plăcut? Nu știu ce se întâmplă cu domnul Popa Nicolae. L-a chemat în urgență. Nicolae.
Domnul Băsescu, v-a chemat el la urgență? Glonțul de argint, celebra scenă în care Traian Băsescu și-a îngropat practic adversarul și a câștigat alegerile din 2009, a rămas probabil momentul în care România au înțeles că dezbaterile electorale nu sunt doar de formă. Dar să începem cu începutul. Ce nu poate să-l și înlocuiască? Dacă președintele poate dizolva Parlamentul, de ce nu o poate face fără concursul aleșilor? Acestea sunt doar câteva dintre dilemele constituționale care vin la pachet cu regimul Republicii Semiprezidențiale. O situație care a dus deseori la blocaje care au durat luni de zile în România. Una dintre mizele acestor alegeri poate fi chiar alegerea unui om cu o voință politică suficient de bine susținută pentru a elimina din impasurile pe care le întâlnim mereu pe scena politică românească. Constituția României precizează că suveranitatea națională aparține poporului român și stabilește ca formă de guvernământ Republica. Problema vine abia acum. Suveranitatea este proiectată în zona politicului prin două mecanisme de egală legitimitate democratică, președintele și Parlamentul. Și ca să ne afundăm și mai rău, Constituția României omite să precizeze care este ordinea între cele două instituții fundamentale ale Republicii. Cu excepția României, în toate sistemele constituționale în care electoratul își alege direct președintele, acesta este și șeful puterii executive pentru a da un sens democratic legitimității și încrederii investite în el de alegători. În sistemele respective, problema a fost rezolvată fie prin comasarea funcțiilor de președinte și prim-ministru, ca în Statele Unite sau Cipru, fie prin specificarea clară în Constituție, ca în Franța, a preeminenței președintelui față de prim-ministru. Mecanismele constituționale și politice din state precum Marea Britanie, Danemarca sau Suedia sunt integral cele specifice unor republici parlamentare. În republicile parlamentare și monarhiile constituționale, șeful necontestat al puterii executive este prim-ministrul, care răspunde doar în fața Parlamentului și este singurul responsabil pentru performanța guvernului pe care îl conduce. În aceste cazuri, șeful statului are strict atribuții ceremoniale și de reprezentare. România nu a avut acest noroc. Dintre toate variantele, aleșii veniți după perioada lui Nicolae Ceaușescu nu au ales niciuna, sau mai degrabă, puțin din fiecare, condamnând instituțiile alese democratic la un conflict etern, deoarece nimeni nu a vrut să renunțe la prerogative. Iar încercări de modificare a Constituției au fost. În iunie 2008, președintele Traian Băsescu a înființat o comisie condusă de politologul Ioan Stanomir, care să pregătească o nouă Constituție. Cea mai importantă prevedere? Parlamentul să fie dizolvat dacă președintele suspendat e reconfirmat la referendum. Raportul comisiei a ajuns ulterior la coș, în cea mai mare măsură, ca de altfel și ceea ce votaseră ulterior românii la referendum, Parlament unicameral și 300 de parlamentari. În vara lui 2013, o comisie parlamentară condusă de președintele PNL, Crin Antonescu, a demarat în forță o nouă tentativă de modificare a legii fundamentale. În doar 3 săptămâni, comisia în care USL deținea o largă majoritate a elaborat un proiect. Cea mai importantă prevedere? Mandatul președintelui era redus la 4 ani, iar acesta nu mai făcea parte din puterea executivă. PDL a atacat acest proiect la CCR, care l-a desființat. Să vorbim și despre funcția de președinte. Față de guvernant sau parlamentar, președintele are parte de mult mai puțină expunere publică. Iar atunci când o face, de multe ori e vorba de un cadru oficial și un discurs de complezență. Există însă și acele momente când președintele își dă adevărata măsură, când mișcă o națiune sau, din contră, o îngrozește. Dacă declarațiile aleșilor sunt uitate de la o zi la alta, președintele este în postura de a face istorie în anumite împrejurări. Urmăriți câteva astfel de momente.